Salutare tuturor! Astăzi vreau să vă vorbesc despre o mașină pe care am deținut-o și pe care o regret cel mai mult. Și anume, Renault Megane 2 Sedan, o mașină foarte cunoscută românilor și o mașină de altfel foarte iubită de către români. Din păcate, nu am un astfel de model să vi-l prezint, mi-ar fi plăcut decât să vorbesc acum despre el, să-l prezint în timp ce vorbesc despre el. De altfel, mi-ar fi plăcut foarte, foarte mult să pot să prezint un astfel de model. Nu am mai găsit. Dacă o să găsesc o dată, o să prezint cu cea mai mare plăcere un astfel de model. Pentru că Renault Megane 2 Sedan a fost prima mașină pe care am deținut-o. Prima mașină personală, aș putea spune. Pentru că după ce am luat permisul, timp de 2 ani și jumătate, mi-a mai împrumutat tatăl meu mașina lui, un Opel Astra G Caravan. Dar până atunci, până la Renault Megane 2 Sedan, nu am avut nicio altă mașină și o să vă vorbesc puțin despre experiența mea cu această mașină. O să vă pun și imagini pe ecran. Nu mai am imagini cu modelul pe care l-am deținut eu. În schimb, am găsit pe internet poze oficiale cu un model foarte asemănător. Aceeași culoare, la interior aproape identic. Cred că și jantele sunt la fel și o să vă arăt imagini cu acel model pe măsură ce voi vorbi despre această mașină, o mașină pe care am îndrăgit-o foarte mult. O să vă povestesc de ce am vândut-o și cum și până în ziua de astăzi, la 8 ani după ce am vândut-o, încă regret că am făcut lucrul acesta. Așa cum vă spuneam, Renault Megane 2 Sedan a fost prima mașină personală pe care am deținut-o. Aveam nici 21 de ani când am cumpărat această mașină, se întâmpla în martie 2011. Până atunci condusesem Opel Astra G al tatălui meu și o să vă povestesc și cum am ajuns să cumpăr Renault-ul, pentru că la vremea aceea nu cunoșteam atât de multe despre mașini și ca mulți alți români din acea vreme aveam o părere foarte proastă despre Renault. Consideram că Renault-urile nu sunt fiabile, domnule, sunt mașini proaste. Pentru că avusesem deja experiența cu Astra G și a fost o mașină foarte fiabilă, vroiam să-mi cumpăr un Opel Astra H. Și aveam o cunoștință care se ocupa cu vânzarea de mașini, adică era samsar, da? Să nu ne ascundem după deget. Omul era samsar, nu făcea asta ca activitate principală, avea un job de sine stătător. Nu promovez samsare, știți foarte bine cei care mă cunosc și chiar am un clip pe canal cu o țeapă pe care am luat-o de la un samsar. Dar pe acesta îl cunoșteam și am zis că hai că am făcut o excepție. Nu vă gândiți că era prieten apropiat, era o cunoștință. Dar, na, cunoscându-mă cu persoana respectivă, bineînțeles, scădeau șansele de a lua vreo țeapă. Dar l-am întrebat ce mașină are omul ăsta. Avea un Opel Astra H, îl avea acasă, la vremea aceea era un Opel Astra H cu, cred că din 2005. Și era cu motorul de 1.3 diesel de 95 de cai putere în 6 trepte și îmi făcea cu ochiul mașina asta. Ei bine, am mers și în Târgu Vitan, ne-am uitat ce mai era pe acolo, ce se mai vindea. Eu când am ajuns în târg și când am mers cu tatăl meu, am spus așa: nu vreau Renault, nu vreau să aud de Renault. Deci cu ideea asta am plecat să îmi cumpăr mașină. Am mers în târgul auto, ne-am uitat pe acolo, nu știu dacă văzusem Opelul Astra H sau nu, încă nu mai amintesc, până la urmă au trecut 10 ani de atunci. Cred că totuși văzusem Opelul Astra H. Mă rog, ideea e că am mers în târgul auto cu ideea că nu vreau să aud de Renault. Ne-am uitat ce era pe acolo, nu am găsit nimic care să îmi fi plăcut sau care să îmi fi atras privirea și această cunoștință care se ocupa cu samsareli îmi zice că nu vrea un Renault Megane, că are un Renault Megane. Și bineînțeles, nu vreau să aud de Renault, nu-mi dați Renault, nu mă interesează, nu vreau Renault și așa mai departe. Totuși, cu chiu cu vai, am fost convins ca măcar să merg să văd mașina respectivă. Poate de gura lor, poate așa, am zis bine, hai măcar să o văd, dar nu eram tot, continuam în căpușenia mea cu Renault-ul. Când a ajuns mașina și am văzut-o, mi-a cam picat fața. Era un Renault Megane 2 Sedan, că despre asta vorbim, din 2005, deci era 2011 la vreme, avea aproape 6 ani mașina, nu i-avea împliniți, cred. Era verde, la fel ca modelul pe care îl vedeți acum în imagini, dar mi-a plăcut și mai mult atunci când am deschis ușa la interior. Mașina era full option și nu doar atât, avea piele bej înăuntru, era combinație de piele textil bej.
până și jumătate din bord, cred că era bej. Aveți și acum imagini pe ecran cu un model foarte asemănător ca cel pe care l-am avut. Pur și simplu, la vremea aceea era plină de dotări mașina, era de o eleganță de nedescris. Mi-a plăcut enorm, enorm de mult. Avea pornire din buton, vă aduceți aminte, pornirea era din buton. Ce mai avea mașina asta? Avea frâna aceea de mână în stil avion, care mi-a plăcut foarte mult. Avea senzor de lumină, avea senzor de ploaie, bineînțeles geamuri electrice, asta e ceva standard, dar le avea. Aveam pe spate perdeluțe, se ridicau din la ușile din spate, se ridicau din fața de ușă, perdeluța antisoare, aveam perdeluță care se ridica și în spate. Aveam spații de depozitare în ușă aici unde, hai să vă arăt, nu pot să vă arăt, știți aici unde ții cotul. Era un ascunziș acolo, un spațiu de depozitare. Mi-era un spațiu de depozitare în spate, la lunetă, în spatele tetierelor. Din nou, era un spațiu de depozitare. Mai exista spațiu de depozitare, bineînțeles, pe lângă torpedou și cotieră și sub picioarele pasagerului din față. Adică, dacă ridicai mocheta, mai era încă un loc ascuns acolo. Aveam cotieră în spate care se dădea în jos, din ce mi-amintesc se ridica și aveai spații de pahare, dacă nu mă înșel. Pur și simplu, mașina era superbă, deci avea o eleganță și cu culoarea aceea verde și era echipată cu motorul de 1.6 de 115 cai. Unii ziceau că e un model problematic, eu n-am avut probleme cu mașina aceasta. Am plecat cu mașina de acolo. Da? Pe lângă faptul, pe lângă toate acestea, dotări și ce-ți mai lua ochii, mașina avea doar 59.000 de kilometri. Nici măcar nu se mergea cu mașina aceea și știu că sansare te înșeală sau alea. Din ce am verificat, mașina chiar avea numărul aceea de kilometri. 59.000, doar atât avea, era pe benzină, bine, consuma cam mult în oraș, dar oricât de căpos am fost, că nu vreau să aud de Renault, în ziua aia am plecat acasă cu un Renault Megane. Am deținut Renault-ul la timp de fix 2 ani, până în martie 2013. Am făcut doar 21.000 de kilometri cu el. L-am vândut la 80.000 de kilometri și o să vă povestesc cât de repede și de ce l-am vândut. Nu mi-a făcut probleme pe cei pe parcursul ăsta la 2 ani, la motor nimic. Mi s-a întâmplat pe electrică câteva chestii minore, să zic așa, în sensul că nu, când se încălzea CD-ul în sistemul audio, nu mai voia să-l scoată CD-ul și îmi zărnăia geamul pe spate și la frâna de mână am umblat eu cu butonul, nu mai știu ce se întâmplase, dar o stricase mai tare. Eu, dar mă refer la aia în stil avion, în sensul că o stricase, încă nu mai mergea, am desfăcut eu plasticul ăla, dar am reușit să-l pun înapoi. Cam atâta. În rest, nu cred că am avut probleme cu mașina aceea. Sigur, fiind motor 1.6 benzină, în București îmi consuma cam 11-12, dar a compensat prin fiabilitate, dar îmi plăcea foarte, foarte mult ambianța aceea, bej de la interior, eleganța cu perdeluțele și acelea. Ok, nu era o mașină tinerească la 21 de ani, dar era o mașină care mi-a plăcut foarte, foarte mult și care nu mi-a făcut probleme. Și ajungem acum și de ce am vândut-o. Mi se pusese mie pata că vreau ceva mai mare, vreau ceva mai impunător, ceva la drum lung, să merg așa foarte, cu foarte mult confort, da? Am vândut mașina unei cunoștințe după 2 ani. Eu am cumpărat-o atunci, în 2011, cu 5.100 de euro. Mașina, când am vândut-o în martie, tot în martie 2013, deci după fix 2 ani, o luasem în martie 2011 și am vândut-o în martie 2013. Vă rog să mă scuzați că se mișcă atât de tare imaginea din cauza gropilor, dar o să opresc undeva ca să continui povestea. O să caut aici un loc undeva pe dreapta ca să vă povestesc mai departe cu o calitate ceva mai bunicică a imaginii. Ia uite, o să opresc eu chiar aici. Bun, opresc aici ca să terminăm povestea. Și m-am hotărât să-l vând pentru că nu aveam un motiv întemeiat, să zic așa. Să zic, băi, omule, mi-a făcut probleme mașina sau am familie și îmi trebuie neapărat ceva mai mare. Oricum era mare și Renault Megane-ul. De fapt, trebuie să plec de aici că nu-mi place cum bate imaginea. Deci, pur și simplu, aveam eu, nu știu, fixuri în mintea mea. Pentru că voiam eu ceva mai mare și mai impunător, da? Pentru că n-aveam minte atunci și voiam să fiu și eu cineva. Și am vândut unei cunoștințe Renault-ul acesta cu 4.000 de euro. Deci l-am cumpărat cu 5.100 în 2011, l-am vândut în 2013 cu 4.000 de euro, un preț bunicel.
pentru o mașină de 8 ani. Cam atât, cam acestea erau prețurile pentru Megane-uri atunci. Cunoștința asta care a cumpărat mașina, a cumpărat-o mai mult pentru soția lui, a mers soția lui cu ea și mi-a cumpărat Fordul Mondeo, despre care v-am mai vorbit în video și l-ați văzut prezentat și în video. O zice, da, dar Ford Mondeo ce-i mașină cu care să te dai mare șmecher? Băi, nu chiar, nu-i BMW sau Audi, dar pentru un puștan de nici 23 de ani atunci, să-ți cumperi un Ford Mondeo de 5 ani și un pic, 5 ani jumate, era ceva. Adică mașina pentru drum lung era lată, mare, era destul de impunătoare, chiar dacă nu era mașină premium. Dar am băgat foarte mulți bani în mașina aia. Aveți clipul meu cu ce mașini am avut și ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la ele. Și în clipul acela povestesc mai multe de câți bani am băgat în Fordul acela. Și am părere despre el așa mixtă, să zic. Au fost lucruri care mi-au plăcut foarte mult la el, dar am fost și foarte dezamăgit de cheltuielile pe care le-am avut cu mașina aceea. Uite, așa am ajuns să regret Renault-ul. Foarte mult l-am regretat și îl regret până în ziua de astăzi. Când văd câte un Renault de la pe stradă, îmi aduc aminte de prostia pe care am făcut-o. Că am vândut această mașină, soția respectivului căruia am vândut mașina a făcut accident odată cu Renault-ul, l-au reparat, după aceea n-am mai păstrat legătura cu ei în următorii ani, pentru că acum vreo 2-3 ani s-a aflat de la o altă cunoștință comună a noastră că mașina aceea, Renault-ul meu, care mi-a plăcut atât de mult și pe care l-am regretat și pe care îl regret până în ziua de astăzi, a avut un accident puternic și mașina nu a mai meritat a fi reparată și a ajuns la remat, pentru că încă mai aveam în documentele mele din trecut seria de șasiu. Am căutat-o pe aplicația de RAR să văd câți kilometri avea mașina la ultimul ITP. 120.000 de kilometri. Deci mașina aia a mers doar 120.000 de kilometri și a ajuns la remat. Și nu pentru că ar fi fost rea, ci pentru că a fost distrusă într-un accident. Din păcate a avut un final tragic. Poate dacă nu o vindeam atunci și o vindeam mult mai târziu, mașina poate ar fi mers și acum. Îmi pare foarte rău de ea și sfatul meu este că dacă aveți o mașină bună care vă place, nu o dați pe ceva, să zic, mai scump ca să păreți în ochii lumii că ați ajuns cineva, cum am încercat eu la mintea mea de găină de atunci, și pentru că apoi s-ar putea să vă pară rău, cum îmi pare și mie rău de acest Megane. Dacă aveți și voi modelul acesta, puteți să vă spuneți părerea, care a fost experiența voastră cu Megane-ul 2. Și dacă vă plac clipurile mele, puteți să luați în considerare să vă abonați. Nu oblig pe nimeni, doar cine vrea, nu presez pe nimeni și nu insist foarte mult cu lucrul acesta. Și să ne vedem cu bine în clipurile următoare.